Salut, prietene, grădini exotice! Este luna septembrie și încă recoltăm roșii. Le-am pus niște folii de protecție împotriva soarelui și împotriva păsărilor. Erau prea coapte și le vedeau și veneau și le ciuguleau. Încă mai avem roșii destul de mari, sănătoase. Ținând cont că nu le-am stropit cu nimic. Sunt roșii destul de mari și de sănătoase. Cred că undeva la 600 de grame, 700 de grame. Am făcut și bulion și pastă de tomate. Deja nu mai știm ce să facem cu ele, sunt destul de mari, sănătoase. Sunt foarte bune la gust. Avem de mai multe tipuri. Acestea sunt lacrimile fecioarei, dacă nu mă înșel. Mai avem și pepeni, dacă mai ține cald o lună, avem și pepeni de băgat la murat. Și roșii din belșug. Deja este luna septembrie și majoritatea nu prea mai au roșii. În schimb, noi mai avem, vom mai băga și gogonele, dar mai avem foarte multe care stau să se coacă, mari. Frumoase, nu sunt bolnave. Oba! Oba! Acestea sunt gustoase. Sunt soiul acela bătrânesc. Stropii aceștia sunt de la ploaie și de la ce am udat. Că nu sunt bine întinse și sunt direct pe folie. În schimb de stropii, nu le-am stropit cu absolut nimic. Avem și galbene. Gustoase, semi-transparent galben. Foarte frumos. Unele s-au stricat pentru că nu venim așa de des pe aici. Din păcate, sărăcuțele nu sunt așa îngrijite. Dar probabil că dacă le îngrijeam mai mult, nu mai făceam asemenea producție. Încă mai avem, stau să se coace, să se coacă. Nu am spus de O dată pe săptămână, cu noroc, și nu am avut probleme cu mana sau cu carența de calciu. Am înțeles că a fost problema cu carența de calciu anul ăsta. La noi nu a fost problema asta deloc. Din contră, după cum vedeți, cred că mai adunăm două găletușe să mai facem niște bulion. Ținând cont că este luna septembrie,
Și încă mai stau să se coacă. Am copt în exces, da? Merge. Să fac marș pe penaș în fiecare zi. Aștia sunt galbeni. Nu știu dacă să mai fac de mâncare, dar mai e, sunt 2 luni. Ăștia mici verzi băga la murat. Acestea sunt foarte gustoase.